Vă rog și eu frumos să fiți sinceri cu mine. Pentru că până acum nu mi-a zis nimic. Nu, Doamne, am văzut, eu v-am povestit, am încercat să vă provoc, am încercat să scot de la voi niște idei, să văd ce vreți să faceți. Și în sfârșit, de-abia la 3 ani, nu mi-a zis, Doamne, noi nu crede că poți să faci ceva pentru noi. Țin minte și acum, era o fetiță, nu o să dau nume. Eu nici n-am încredere că poate să, o să fac eu ceva, că lucruri de genul ăsta. Și am zis, faceți în felul următor până în următoarea întâlnire. Notați-vă pe foaie o singură idee, o singură dorință de-a voastră, dar să fie de-a voastră. Ce vreți voi să faceți, concret? Și îmi dați plicul frumos și apoi o să stau de cu fiecare dintre voi separat de vorbă. Au făcut treaba asta, am luat plicurile, m-am uitat și am început să discut cu fiecare parte. Și vreau să vă spun că la sfârșitul proiectului, toți mi-au mulțumit. În sensul că au căpătat încredere în ei, au văzut că există oameni, nu neapărat eu, au văzut că există oameni din afară care poate să-i ajute și să-i sprijine. Sunt toți la București acum, s-au și angajat, au reușit să facă ceva. Și la rândul lor au început să comunce, spunând, doamne, uite, se poate. Și vreau să vă spun că și acum au început să se implice în proiecte la București și au început să facă voluntariat. Pentru că au căpătat încredere, făcând și văzând că cineva îi poate sprijini și poate valoriza și poate scoate în față. Adică, e clar că în societatea noastră, peste tot, și la televizor, și peste tot, nu ne ascultă, nu putem să facem nimic, nu putem să construim nimic, lucruri de genul ăsta. Nu este adevărat. Cum v-a zis și doamna psiholog, putem face tot felul de lucruri, numai singur nu putem să construim. Adică dacă aș fi să plec eu mai departe în proiectul ăsta singur, sau mă apuc eu să le fac singur, n-am cum să le gestionez. Plus că n-am nici atâta idee câte putem să construim și câte putem să facem. Și de asta vă și provoc astăzi să discutăm deschis, fără să depășim un pic bariera asta noi aici, voi acolo. Și chiar aș vrea niște idei clare, cum ați vedea un proiect de genul ăsta făcut, sau cum ați vedea materializându-se niște evenimente pe viitor, sau pune niște semne de întrebare vis-a-vis de ceea ce am făcut noi, sau de ce vom face. Adică vreau să discutăm chiar foarte, foarte, foarte deschis. Cum simțim societatea acum? Dacă are rost să facem lucrul ăsta? N-are rost. Dacă e bine să creăm o comunitate de idei și să încercăm să mai aducem și alți oameni în jurul nostru. Că până la urmă, știți cum e, ține de viața noastră de zi cu zi. Adică dacă nu facem ceva și încercăm să facem o schimbare, iar noi adulții, noi la vârsta noastră, din punctul meu de vedere, purtăm o mare responsabilitate pentru generațiile următoare. Pentru că la rândul lor, generația următoare o să vină și o să zică, doamne, dar până la urmă, voi ce ați făcut? Păi dacă voi n-ați făcut nimic, nu o să facem nici noi. Și o să fie și un exemplu mai departe pentru ceilalți. Și uite așa o să ne învârtim în jurul, nu știu, și nu o să mișcăm nimic până la urmă. Cam asta e ideea. Da, dar la un moment dat și adolescenții, când încearcă să își promoveze o idee, pornesc de la ei un simplu fapt. Nu pot, nu mă ascultă nimeni. Este, asta este, deci este, ei nu vor să meargă pe premiza, hai să încerc să văd ce iese. Corect. Nu știu, bine, rău. Nu văd unde am greșit. Și a repetat, le s-a repetat des. Nu poți, nu faci, n-ai luat 10, nu-i de nasul tău. Cine ți-a permis ție să visezi la chestiile astea? Dar unde te trezești tu aici? Nu am bani să-ți promovezi ideea asta. Să omoară visele, chiar dacă vor să facă ceva. Întotdeauna să lovesc de acel nu. Și atunci nu mă cămață să spună nu. Da, și încetul, ușor, ușor, să pun inclusiv niște bariere în mintea lor. Din pericol, da. Conștientul lor nu mai lucrează. Toți vor să dea la drept sau la ASE. Deci așa, am sfârșit părerile părinților. N-am auzit pe niciunul care vrea să spună, nu vreau să fiu actor. Nu știu. Sau chiar dacă, sau să fac ceva pentru asta. Sunt aici. Deci actorul ăla. Sau să fac ceva pentru asta, pentru că eu vreau să fac ceva, dar pentru ca să ajung acolo trebuie să am un traseu. Eu am ideea și după aia merg. Dar trebuie să fac ceva. Pentru. De obicei spunea, nu, trebuie să învățăm la matematică și la fizică. Nu contează dacă nu trebuie sau nu trebuie acel lucru, dar trebuie să luăm nota 10 acolo dacă scoate. Pentru că așa trebuie. Deci trebuie, nu ne-a spus nimeni. Și nici nu le spun. Erau câțiva care vreau să întrebe. Vreți să interveniți? Băieți? Nu, e vorba de alegerea meseriei. Ia, vin aici, pentru că sunt profesor din zona. Sunt profesor la Poliție. Mă cer.
bolav și eu am o vorbă. Din cauza copacilor nu vedem pădurea. De ce spun chestia asta? Sunt profesor de 20 de ani aproape la liceul unde predau. Am continuat de 20 de ani în acest liceu. Și câteodată trebuie să pun în balanță foarte multe lucruri atunci când stabilesc o notă la portare sau chiar nota la disciplina care o predai, o geografie. Și mă gândesc cum am fost eu ca elev. Când eram eu de vârsta elevilor mei. Da? Pentru că și eu am chiulit. Da? Și eu câteodată am copiat, recunosc chestia asta, câteodată am învățat mai mult sau mai puțin la o disciplină și mă bucuram câteodată când luam note mari. Și mă întristam, bineînțeles, când luam note mici. Acum sunt trei dintre elevii mei de clasa 12, respectiv a 11-a, care dacă ar fi să-i judecăm după notele din catalog, nu ar fi niște elevi mai de 8, 9 și 10. Dar ei au totuși niște talente. Acești elevi m-au ajutat foarte mult la organizarea Balului Bobocilor, care se desfășura pe data de 15 noiembrie anul acesta. Au ridicat efectiv sala în picioare prin momentele artistice care le-au susținut. De aceea vreau să se prezinte singur și să vorbească cât mai mult despre ei. Hai, vi las pe galerie. Nu cu din galerie. Mă numesc Mărășescu Cristian. Sunt elev. Aveți pe ACAJ, ACA 1, ascultă un profesor. Ce aș vrea să mai spun? Păi spune ce vrei tu să faci. Adică... Ce visezi tu? Ce-ți dorești tu să faci? Nu trebuie să-ți fie frică, nici rușine, nici nu te judecă nimeni. Poți să spui exact tot ce-ți tână pe cap. Și așa cum îți vin ție, Bunica. Nu te auzi, nu să încerci să faci. Cu abstrație că ești urmașul să vadă toată. Ce ți-ai dorit tu? Ia, uite, noi suntem niște consilieri ai tăi. Ea ne ca niște consilieri, niște oameni mai mari. Nu, mai bine ea ne ca prieteni. Consilieri sunt, adică sfătuim. Da. Noi nu sfătuim pe nimeni, dar susținem. Prieteni, ea ne ca niște prieteni care, sau niște frați mai mari cu care poți să vorbești. Ce-i vrea tu să faci în pentru tine, efectiv? Ce ți-ai dus? Să nu adică să ai undeva, să ai niște... Viitor, asigurat. Am înțeles. Următorul, hai să vedem. Acum să nu-ți aibă greșit proiecții, dar poți să stai jos. La modul cum s-a expus acum, nu știu cât s-a înțeles de ce s-a expus aici. Deci noi nu facem, nu putem lua loc cu Guvernul României, că unul vrea să fie nu știu unde, vrea... E clar că există un sistem în societatea asta, mai bun sau mai puțin bun. Noi, cei de aici, încercăm, într-o măsură mai mică sau mai mare, prin intermediul, să zic, sunt niște mijloace, prin care putem să oferim niște alternative. Aș vrea chiar să spun Bogdan puțin mai în detaliu. De exemplu, au fost persoane care nu și-au permis chestii financiare și tu ai putut... N-am vrut să punctez lucrurile astea. Nu, ai putea să spui că au fost, ca să înțeleagă la ce anume se referă. Sau doamna Gascălu, care a fost în tabăra Gălăcioară săptămână, cu tine, adică puteai să punctezi mai exact cu tine, din acest oraș, cu adolescenți, ați avut acolo o săptămână frumoasă în care ați avut și activități de desen, de consiliere, de cine a mai fost acolo cu tine, nu mai știu. Poți să detalezi cu care ai să înțeleagă. Tabăra Gărbar a cuprins mai mult. Deci a cuprins inclusiv întâlniri cu oameni de afaceri, întâlniri cu specialiști din anumite domenii, pentru ca să se înțeleagă sau să vadă modele de viață, pentru că așa se fac în toți. Deci cuvântul consiliere, la un moment dat, după mine începe să mă irite, că înseamnă a da sfaturi. Eu nu pot să dau... sfaturi, pentru că nu știu la un moment dat sentimentele celuilalt sau nu știu dacă bine este o mulțime cam relativă. Depinde de la persoană la persoană. Și atunci eu pot sfătui pe cineva cam cum mi-ar fi mie bine în situația aia, dar nu știu dacă lui este la fel de bine ca mine. Și în tabără am încercat să ofer modele. Copiii în tabără au făcut tinerii, de fapt, au fost tineri între 14 și 19 ani. Au făcut ce au vrut, când au vrut. Lucruri dezirabile, lucruri dezirabile, nu chiar tot ce au vrut. Cu foarte puține reguli, adică regula de mic dejun la o oră fixă și după aia ne mergeam împreună activitățile. Am făcut drumeții, am vorbit despre păduri, am vorbit despre faună, a venit domnul Răduț, șeful ocolului de la Soveja și le-a explicat pe înțelesul lor, pentru că nu le știm pe toate, nici noi, nici eu nu m-am erijat într-un mare deștept care trebuie să învețe. Și dacă au vrut, au ascultat, dacă
dacă au vrut, au dictat, dacă nu, nu. Am fost foarte încântată că ei au făcut asta de plăcere. Ce au vrut să facă, au făcut, nu... L-am lăsat acea libertate să văd ce fac cu ea, la un moment dat. Și mi-am dat seama că știu valorile. Deci ei știu ce trebuie să facă la un anumit moment. Numai că noi nu vrem să vedem și nu avem încredere în potențialul lor, zice noi.